Iată, prieteni, că revin și eu din nou, de data asta cu un video scurt, în care vreau să mulțumesc celor 110 abonați. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat în număr cât mai mare. Am schimbat un pic locul de filmare, sunt afară. Vor mai urma clipuri. Poate cu electronică, poate cu scumpul meu motanel, nu știu ce voi mai posta. Vă anunț din staff că acel domn care îmi tot comenta ironic Scumpel Costelin sau Costelin Scumpel și-a luat blog după canal, pentru că începuse deja să jignească prea rău și după cum am spus, jignirile nu le accept, cuvintele urâte nici atât. Așa că, papa, tutu, domnul Costelin Scumpel sau Scumpel Costelin, că el e scump ca diamantul, vă dați seama ce scump e. Așa, atât ai de scump cât și-a luat bloc. Pentru că, după cum am spus, jigurile și cuvintele la mișto nu le accept. El are numai filmulețe cu pisici pe canal și vine mie și-mi comentează de electronică. Așa că, bloc după canal direct, la lista neagră și până nu se învață să vorbească, acolo va și sta. Pentru că n-am de gând să-l deblochez prea curând. Așa că n-am ce să vă fac, n-am ce să-i fac, iar la chestia cu, uite-l și peste gețică de aici, Thomas. Ia mâna de pe aia, dar nu-l sui pe masă că se învață de jos. Nu-l chinui, te rog eu. Eu vreau să țin în brațe. Așa, iar dacă nu-l lași pe gâri, scrie mâncați-aș gurița. Mi s-a adus la cunoștință că cineva îmi dă raporturi la clipuri. Da. Nu știu de ce se întâmplă chestia asta. Probabil că unii oameni au ură pe tine și în loc să dea dezabonare, dau raporturi. Dă-te din cadru. Da. Așa. Mi se dă raport la clipuri. Dacă nu vă place, dați dezabonare, chiar nu mă deranjează. Eu la toate clipurile mele în care mi-am băgat botul pe la curent, am specificat că, virgulă, copiii n-au voie să umbli la așa ceva, da? La curent. Dacă umblă copilașii, eu nu mi-asum nicio răspundere. Da? Deci din start, nu mi-asum nicio răspundere dacă tu, ca și copil, te curentezi. Eu nu mi-asum nicio răspundere. Filmulețele mele nu sunt tutoriale. Filmulețele mele vreau ca să învățați ceva din ele și pentru cine e experimentat. Pentru cine mai e mare ca și mine de ani sau pentru cine vrea să înveți, dar la tensiuni mici, la 12V, la 9V, la 3,3V, la 5V, 1,2, tensiuni de astea mici, care să nu vă poată pune viața în pericol. Dacă vă avântați la 220V, curent alternativ, să nu mai îmi dați raport la videoclipuri, da? Nu mai îmi dați raport mie la videoclipuri, că nu vă place. Nu vă pune nimeni să faceți ca mine. Eu fac pentru că am cât de cât experiență. Dacă voi faceți pentru că ați văzut la mine care am experiență și vă curentați, asta nu e problema mea, nu mi-asum nicio răspundere. Punct și cu asta am încheiat. Nu mai vreau raporturi la clipuri. Nu vă place? Dezabonare. Nu. Sau dislike. Sau nu vă uitați. Da, sau nu vă uitați. Să nu dați click.
este acel buton de dislike, fără înjurături că vă blochează YouTube-ul. Eu nu vă blochez, decât dacă chiar întreceți limita. Așa că, copilașii, dacă tot v-ați juca și vreți să vă faceți electroniști, jucați-vă la 5V, 3,3, 12V, da, 12V un pic mai târziu, 1,2V, tensiuni din astea mici care nu vă pot afecta. Punct și cu asta am încheiat. Stop recording. A, nu, că i-am dat comandă vocală. I-am dat aia de comandă vocală la cameră. Nu știu, să uite după minge. Se joacă sora mea cu Tomas și nu vedeam că era pe lângă. Eram pe lângă mine. Poca. Dar el n-are nicio treabă, adică Tomas e un băiat super bine. Da? Deci sper că ne-am înțeles. Fără jigniri, fără vorbi tâmpite, da, dar oricum de acum nu cred că o să mai am pentru că l-am blocat. Am pe domnul anonim din vis. Iar copilașii, nu băgați mâna pe la 220, că eu nu mi-asum nicio răspundere pentru voi. Dacă vă curentați și să ia părinții de voi, nu mi-asum nicio răspundere. Cu asta am încheiat. Eu v-am avertizat. 220, dacă nu aveți experiență, nu-i de joacă. Așa, 5V, 3V, 1,2V, 6V, 9V, da, dar nu 220. Ok, prieteni, până la un viitor clip, ne vom revedea.